Bună ziua, dragii mei, sunt Tarot Ela, cu o nouă etalare pentru cei cu soare, lună, Venus, ascendent, nodul nord în fecioară, etalare pentru iulie 2022. A început să tune, sunt nori, poate că aveți niște probleme, dar eu sper să reușesc să fac etalarea, că nu-mi place să fac în tună. În timp ce am amestecat aceste de cărți pe care îl voi folosi, a apărut regele de cupe care vorbește despre dragoste adevărată, echilibru emoțional. Dar apoi, doi de spade și asul de spade. Doi de spade este un moment destul de dificil pentru unii dintre voi, mai ales dacă aveți planete în balanță sau. Da, este un moment în care trebuie să alegeți între minte versus suflet. Dar, în principiu, aș spune că totuși mintea vă ajută să alegeți sufletul, pentru că după doi de spade a venit asul de spade. Dacă la un moment dat nu știți ce să alegeți, ori o discuție, ori o idee vine să facă lumină, să rezolve multe ecuații. Ecuații mentale, emoționale pe care le aveți de rezolvat și găsiți cărarea către suflet, aș spune. Eu așa simt că vă veți găsi. Veți face alegerea cea mai bună. La capătul setului de cărți, patru de cupe. O mică supărare, cel puțin o mică supărare, o depresie pentru unii dintre voi, o ocazie pierdută, dacă nu alegeți corect. Știți, sunteți conștienți de chestia asta. Din acest motiv, veți ajunge la acel as de spade. Hai să vedem totuși situația. Unii dintre voi, soare, lună, Venus, ascendent, nodul nord în fecioară. Nu sper să termine talarea până vine furtuna. Feciorele și feciorei. Ah! Iată, deja să nori. Să nori, afară să nori. Probabil și în viața voastră aveți niște probleme, dar hai să mai... O situație. Soare, luna, Venus, ascendent, nodul nord în fecioară. Două. Hai că... Interesant. Iar nori. Și interesant că sunt nori afară și tună. Sper să nu fie atât de rău încât să mă întrerupă, că nu-mi place vremea asta, sincer. Dar iar, e o alegere pentru că șase aduce aminte, mi-aduce aminte de îndrăgostiți, care îndrăgostiții vorbesc despre, într-adevăr, alegeri importante în dragoste. Șase. Și doi și cu șapte e o scrisoare, un mesaj pe care așteptați să-l primiți sau vreți să-l exprimați. Un mesaj pe care vreți să-l exprimați cuiva. La capătul setului de cărți, 16. În acest set de cărți, 16 reprezintă steaua, vindecarea. Dar știți că în tarot 16 reprezintă turnul. Probabil că turnul, sau mai bine zis, vindecarea, vine în momentul în care alegeți să vă transformați viața. E 15-16, interesant. 15-16, banii. Transformarea, 13, moartea, da? E numărul morții în tarot, dar e copilul divin aici. Copilul interior a căutat să-și aline o suferință din copilărie prin bani. Pentru unii dintre voi, bani, copilul interior, transformare. Ideea este că dacă unii dintre voi ați căutat bani sau stabilitate financiară, ați ajuns la un grad de... 15. Cum să le exprim? Pentru că 15 înseamnă diavolul, toxicitate. Ați ajuns probabil la un grad de satisfacție. Dar v-ați dat seama că totuși nu-i bine. 15 și 16. 16 am zis că este turnul, aici este steaua. Ceva se întâmplă, un eveniment neașteptat, o discuție cu asul de spade, o emoție cu regele de cupe. Ceva neașteptat se întâmplă și vă va ajuta să vă vindecați de această tendință de a căuta echilibru în lucrușoare, vindecarea unui copil interior părăsit, neînțeles, în lucrușoare, în bani, în... Wow! Ce-a sărit? E extraordinar, ce frumos! Fericirea. Energia voastră sau a persoanei cu care aveți de-a face, o energie, energie. Sunt emoții, dar emoții profunde. Delfin, o femeie gravidă, poate să fie un proiect, poate să fie dorința 4 și cu 2, iar 6. Da? Dacă alegeți corect de data aceasta să vă îndreptați către dragoste,
Dar aici aveți de vindecat niște chestiuni. Înțe, poate e o discuție cu cineva, poate e un mesaj care urmează să se manifeste într-o formă sau alta. Ori primiți, ori transmiteți cuiva. Vai, ce frumos! Dacă aveți de-a face cu un personaj mai năstrușnic, glumeț, curajos și profund totuși, îndrăzneț, așa cum e delfinul, există ceva ce se oglindește în voi în relație cu acest personaj, pentru că sunt două niveluri, da? O energie feminină care e undeva un pic mai conectată și la mintea sa, că tot am văzut asul de spade, și o energie, aș spune, masculină, care trebuie să învețe să se conecteze la intuiția sa. Interesant că totuși la capătul setului de cărți apare tarantula. Trebuie să ieșiți. Wow! Dintr-o situație foarte complicată, o relație, aici sunt trei, am mai vorbit la un moment dat despre aceasta, o relație foarte complicată. Interesant că aici este 13, iar transformarea. Ați intrat într-o rețea. Apropo de copilul interior, că aici avem copilul interior, copilul divin, da? Ați intrat, ca să vă vindecați sentimentul de abandon, ați intrat într-o situație complicată, într-un cerc de oameni, de prieteni sau într-un cerc de prieteni. Nu am zis același lucru. Vreau să zic că poate să fie și profesional. E o situație neplăcută, încălcită, care trebuie transformată. Hai să vedem. Soare, Lună, Venus, Ascendent. Nodul nod în fecioară, iulie, ia uite, diavolul, iar apare 15. Situațiile acestea complicate care vă creează adicții, aveți impresia că nu vă puteți elibera, dar vă veți elibera. Eu cred că vă veți elibera pentru că steaua nu degeaba apare. Cineva vă inspiră eventual, steaua este un personaj care inspiră. Public sau, eu știu, public măcar la nivel de grup. În ce sens? În grupul vostru sau într-un anumit grup, acel personaj iese în evidență prin niște calități de terapeut, de vindecător, de psiholog, de... Da? Și ajută și pe ceilalți. Am tăiat de două ori, așa a fost să fie. Fecioară. Trei de monede în trecut, opt de monede, iar bani și asul de monede. Așa. În trecut. Trei de monede. Colaborări pentru a face bani. Colaborări la locul de muncă. Și un as de spade și o discuție. Interesant, o să clarific. Dar e o discuție. Trecut variază cât e de departe sau cât e de apropiat acest trecut. Dar o discuție care vă ajută să înțelegeți. Interesant, dacă la trei de monede nu e lumină, sunt niște oameni care lucrează la un proiect, da? Orice poate fi proiectul respectiv. Aici deja este o singură persoană cu lumină în față. Ar putea să fie o nouă idee, dar ideea asta vine discutând cu cineva. Ori sunteți două energii total diferite, o persoană independentă care lucrează către transformare sau pentru transformarea sa, are o lumină specială, o înțelegere specială a lucrurilor și cealaltă persoană care lucrează, pur și simplu lucrează sau face bani, nu e neapărat vorba de job, face bani, dar în grup, aici este independentă. Și vine discuția sau vine ideea. Poate persoana aceasta vă spune ceva cum că se poate și mai mult. Se poate să fii independent, se poate să faci bani din mai multe, eu știu, fel, sau mai multe feluri. O idee. Doar o să clarificăm. În prezent, justiția. Opa, justiția sub trei de monede. Această colaborare... Ia, această colaborare... Trebuie să, în prezent, colaborările sau grupul cu care ați colaborat undeva în trecut, trebuie să înfrunte justiția, niște chestiuni legale în prezent. Chiar sub trei de monede. Opt, interesant. Acest personaj este alt personaj. Energie feminină, care are victorie, care vă arată calea eventual. Vă arată că puteți să fiți altfel. Decât să contestați, să fiți în contracte legale sau ilegale, mai bine sunteți independenți, transformați-vă și veți avea victoriile voastre. Asul de spade. Apoi cinci de bâte. Da, așa este. Poate că sunteți avertizați. Poate că e mintea voastră.
Pur și simplu, înțelegeți că da, odată ce adopți această cale, vei avea invidii în jur, vei avea concurență, dar se merită. Vor fi invidioși și cei din trecut cu care ați colaborat și aveți niște probleme colaborat, știți cum e, adaptați-vă cuvântul, cu care aveți niște probleme legale, vă vor invidia și cei din trecut, și cei din prezent, și cei din viitor, dar asta e, face parte din... etapele prin care trebuie să treceți. În plus, cinci de bute vă forțează oarecum, tocmai pentru că e concurență, tocmai pentru că sunt bătălii de dat pentru această victorie, sau pentru unii, poate să fie pentru această energie feminină, poate cineva este gelos, vrea să se zbată pentru voi, doamnelor, dacă sunteți doamne, probabil că un bărbat... sau mai mulți bărbați se luptă pentru atenția voastră. Da. Dacă vreți o anumită femeie, s-ar putea să trebuiască să vă implicați așa mai activ. Dar vorbind de bani și despre chestiuni profesionale, trebuie să vă zbateți pentru victorii, da? Nu să rămâneți în acele contracte plictisitoare în care eu știu ce e Am făcut în primul an de facultate tapiserie și îngrozitor de plictisitor. Iese frumos, într-adevăr, dar îngrozitor de plictisitor. N-am rezistat la secția aceea, tapiserie. În viitor. Ce frumos, regina de bâte! Aș spune o victorie, pentru că pare super optimistă. Dacă adoptați o direcție care vă aduce independență și victorile personale și în fața... Veți, cum să explic? Oricine va vă inspiră, dar cred că și una și alta. Nu doar că vă inspiră să vă alegeți calea, dar veți avea o reușită. Nu știu, regina de bâte, o să vedem la clarificări, dar deocamdată pare victorioasă, chiar sub justiție. Yes, 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 ceva de genul acesta. Ia uite, asul de monede. Yes, m-am separat de ei. Încep afacerea mea. M-am separat de colaboratori, da? Ceva. Regina de bâte este independentă. Mai super independentă și creativă, apropo de cinci de bâte. Și atrage și atenția publicului. Iar poate că cineva vă învață. Băi, deschideți afacerea ta. Sau fă ceva pe cont propriu. Zice, yes, yes, yes. Asul de bâte, de monede. Poate că spre august-septembrie se manifestă că e mai încolo. Acest nou început poate să fie o relație de lungă durată, poate să fie un proiect, un job, o afacere. Yes. Marea preoteasă, țineți în secret anumite lucruri, că tot e concurență. Țineți în secret, vedeți? Marea preoteasă. Poate că afacerea o perioadă trebuie să nu fie cunoscută chiar de toți, nici cei din trecut, nici cei din prezent, da? Țineți un pic, așa. Și conectați-vă, apropo, în această nouă direcție. Veți avea o nouă direcție cât de curând. Că e relație, că e afacere. Interesant că vine sub asul de spade. Dacă la început cuvântul, ideea, discuția cu cineva v-a provocat, vine să zic, convulsii mentale, stres, Și lupte interioare și nu doar interioare și invidii în jur, conectați-vă la intuiția voastră. Are legătura asta de spade cu Marea Preoteasă. Ambele primesc, vedeți, lumină pe cale mentală. Da? Însă, față de asul de spade, Marea Preoteasă are și intuiție, nu doar logică. Așadar, în continuare apare valetul de spade. Informați-vă. Ca să se aprindă beculețul, nu? Trebuie să-l conectați la ceva, nu? La informații. Informați-vă. Da. Aici patru de cupe. Ah! Și după depresia pe care ați experimentat-o, veți avea parte și de dragoste. Dacă cineva a fost un pic sau este, sau... Da, este un pic mai selectiv, mai... neîncrezător în dragoste, după aceste schimbări și redirecționări, veți descoperi și dragostea, vi se va deschide sufletul sau poate voi deschide sufletul cuiva, oricum, va fi frumos.
La capătul setului de cărți, 5 de cupe, eremitul. Iotăt cere care vă apasă. Dacă sunteți, vă gândiți la cineva, să știți că persoana se gândește la voi. Iotăt cere. Dar tăcerea asta este necesară, repet, cum am zis mai devreme, în continuare mai aveți de rezolvat niște ecuații, mai aveți de găsit niște formule. Și asta puteți să o faceți doar prin eremit, prin însingurare, prin meditație. Și veți înțelege de ce nu ați avut parte de colaborările, de prietenii, de aia, de aia, de aia, de sufletul perechi, de ce nu veni mai devreme. Păi o fi venit, dar poate nu erai pregătit, ceva de genul ăsta. 5 de cupe. E o stare de dor, de regrete, dar urmează eremitul. Că vorbim de fecioară, da? Poate o călătorie la munte să vă, eu știu, ajute să vă conectați altfel la natură și să primiți niște idei. Pentru că după acea perioadă de tăcere, găsiți răspunsurile. Vine n-aș spune musai pasiunea, cât, da, poate că totuși întâlnirea cu cineva va, știți cum să explic? Și cred că are legătură cu acest personaj independent și victorios și vibrant. Vă va ajuta să vă găsiți focul interior și să generați acel proiect despre care iau de. Cavalerul, regina de băte și în reciprocitate să creați ceva real. Ceva real. Pare interesant. Hai să vedem la clarificări. Pare interesant. Hai să vedem la clarificări. Pentru fecioară, soare, lună. Ia uite, 5 de băte, iar conflicte. În legătură, o dragoste, be. Sau vindecare, ia uite, la locul de muncă. Al cuiva. Aici este cineva, care, o femeie care lucrează singură, aici este un bărbat care lucrează singur. Iar ambii au lumină, aici trebuie să vedeți. Ambii au lumină, au flacără, ambii pot să transforme lucrurile, situațiile și viața lor. Că e 8, ține de casa 8-a, a scorpionului, a transformării. Și am vorbit de transformare încă de la început. În primul și în primul rând, prin muncă vă vindecați. Dar cu cât vă vindecați, cu atât vă atrageți și o nouă iubire pentru unii dintre voi. Însă iubirea asta vă atrage și invidioși și conflicte. Și pentru iubirea asta trebuie să vă luptați, dacă vreți. Hai să vedem 3 de monede în trecut pentru fecioare. Soare, lună, Venus, ascendent, nodul nord în fecioare. Vedeți? Moartea. Colaborările astea, sunteți conștienți de mult timp că trebuie să se încheie. Poate, dacă n-a fost colaborare, pentru unii poate a fost un trio. Dar nu obligatoriu. Poate să fie o colaborare în care unul, în această colaborare, întotdeauna unul atrăgea atenția. Dacă sunteți voi, e fain. Pentru că atrăgeați atenția, dacă voi sunteți aici, în această postură, înseamnă că sunteți mai talentat decât ceilalți, mai îndemânatic, îndemânatică și vă puteți, într-adevăr, reorienta către independență, către victorile voastre. Dar e o chestiune, da? Moartea și transformarea. Bine, eu vă îndemn pe toți să fiți independenți, cât vă permite, sau să aveți afacerea voastră. Ia, 7 de cupe. Aveți opțiuni, v-ați dat seama de mult timp, regele de spade, că aveți opțiuni. Mintea voastră vă șoptea. Măi, stai că se poate și altfel. Vorbesc? Da, se poate să faci bani altfel. Hai să vorbim despre 8 de monede. Clarificăm 8 de monede pentru fecioare, soare, lună, Venus, ascendent, nord, nord. Multe. Uite. 8 de monede.
Iar vine printr-o inspirație și pasiune. Și inspirație și pasiune. Astfel de bute. Iar e cineva care ar putea să fie altă persoană aceasta. Pentru că e total diferită și cromatic și ca vibrație. Vedeți și voi, v-am arătat. Și în continuare se confirmă. Total diferit. Persoana cu planete în semn de foc, apă și pământ. Foc, apă și pământ, ascendent, lună, ce mai fi și ce mai fi, da? Venus, chestii de astea, nodul nord. Acest personaj, probabil că veți simți pasiune sau ei simt pasiune față de voi. Ideea este că vă simțiți foarte bine împreună. Vă ajută, într-o formă sau alta, să vindecați, apropo de stea, copilul acesta, apropo, da? Că tot vorbeam de bani aici, peșișorii care reprezintă banii. Și de copilul interior. Cineva vă ajută să vă simțiți bine, da? Dar vă dă idei că ar fi bine, știi, decât să muncești cu ei sau cu așa, să muncești singur, ceva de genul ăsta, să-ți transform viața. Sunt niște chestiuni de genul ăsta. Dar și pasiune. Eu spun că e o stare de voie bună și, în primul rând, cu asul de spade și cu soarele, o trezire spirituală, o trezire a cuiva în acest context, da, trezirea vă obligă să luați o decizie, să vă alegeți calea. Calea victorioasă, steagul vostru, destinul vostru și să lăsați în urmă un trecut. Se pare cu cavalerul de cupe că veți alege totuși sufletul, pentru că și din punct de vedere financiar, în momentul în care faci lucrurile din suflet, nu de nevoie, nu că aia și că ailaltă, sunt multe variante, voi le găsiți ce înseamnă aia și ce înseamnă ailaltă, dar în momentul în care faci din suflet, lucrurile se mișcă altfel. Și satisfacțiile, chiar dacă nu se mișcă foarte mult la un moment dat, dar satisfacțiile sunt altele. Am vorbit de la început de alegeri, doi de e o distanță sau niște drumuri vă vor pune față în față cu acest adevăr. Eu ce aleg? Eu ce aleg? Și adevărul este că mintea, chiar mintea vă șoptește, chiar mintea vă șoptește să alegeți dragostea. În fine, ia uite, nebunul, da? Va trebui să alegeți. Probabil că alegeți. Ia, Marea Preoteasă, oricine vă șoptește în secret ceva, Marea Preoteasă nu prea vorbește tare decât, eu știu, sau cel puțin nu spune adevărurile, nu că nu vorbește tare. Adevărurile pe care le spune Marea Preoteasă nu sunt zgomotoase. Altele, eu știu ce-or fi. Da. Este că în secret ar trebui să începeți, sunteți conștienți. Dar trebuie să o luați de la zero. Asul de spade, te rog frumos, pentru fecioare. Asul de spade. Asul de spade. Ia extra. Ați văzut? În fața voastră s-au mișcat. 10 de cupe. Deci, discuția, ideea, discuția ca asul de spade comunică. E comunicare. E și gând. Gând și emoții. Nebunie. Nebunie. Uite, happiness. Deci, nu știu, prezența cuiva, discuțiile cu cineva vă aduc o stare de... Ia uitați! Și îndrăgostiții 6. Happiness, fericire și 6 îndrăgostiții. Mai. Asta e. Și în spate lăsați acele situații încălcite. Discuția cu cineva vă ajută să alegeți, pentru că îndrăgostiții vorbesc despre alegeri, și să alegeți dragostea, colaborările pozitive, fructuoase. Iar asul de spade și asul de monede, sunteți nebuni? După 9 de spade, o să le pun la loc. Că trebuie să mai vină ceva și pentru prezent și pentru viitor. Ia uite. Și asul de monede va fi. Și pe urmă vă faceți gând, vă faceți... asta vrea să zică. Asta vrea să zică că eu pot să încep o nouă afacere și să las grijile. Da, și veți înțelege că se poate. Hai să le pun la loc astea, că deja sunt multe. Apropo de 3 de monede, da? Lăsați, domnule, colaborările, fiți independenți, faceți-vă brandul vostru, firma voastră, eu știu ce, arta voastră, orice.
Pentru că puteți. Pentru că sunteți altfel decât restul. Da? Altfel decât restul. Justiția. Clarificăm justiția. Am văzut, a venit cărțile în fața voastră. Justiția. Sunt multe. Dar iar, justiția vorbește despre chestiuni care țin de dreptate. Evident, așa ar trebui să vorbească justiția. Clarificăm justiția pentru Fecioară. Soarele mă lume să ascende în urmă în Fecioară. Justiție. Ups! Regele de monede, 9 de cupe și 7 de monede. Eu așa, pentru că au venit pe orizontal. Niște chestiuni legale vă întârzie, să zic, reconstrucția aceasta financiară, că voi vreți să ajungeți de la 3 de monede la rege de monede, da? La un anumit soi de, n-aș spune musai bogăție, cât profesionalism. Și ca să ajungi la regele de monede e ceva timp, da? De la, nu poți să sari din 3 de monede la regele de monede, da? Dar interesant, cărțile au venit aici, da? Dacă vă ascultați sufletul și, și faceți și investiți 7 de monede, investiți în grădina voastră, în direcții care vă plac și vă aduc speranță și emoții și o stare de bine, puteți să ajungeți la acea poziție de glorie, să zic, financiară. Dar trebuie să depășiți niște chestiuni legale. Niște chestiuni legale. Ia uite și sentimentul de trădare. Probabil că ați fost trădați de prieteni, de colaboratori. Poate a fost și o căsătorie, poate a fost un triunghi amoros pentru unii dintre voi. Da? Ia, extraordinar. Justiția și 10 de spade. Durere, suferință mare. Chestiuni legale. Dar, frumos că apare judecata, renașterea. În acea suferință, sau mai bine zis, suferința ne este dată tocmai ca să ne ascultăm îngerii, să ne redescoperim credința. Și aveți steaua. Steaua vorbește despre credință. Versus o viață, 15, în adicții, în suferință și lipsită de credință. Wow! Ăsta e Pluto. Ce decât să stai să ții de banii ăștia și de contracte și de durerile așa, mai bine renaști. Ce vrei? Alege. Și cred că unii alegeți renașterea. Pentru că se întâmplă ceva, e o discuție cu cineva. E o discuție. Că ideile nu vin chiar simple. Auziți ceva, dacă nu e o discuție, auziți, citiți ceva. Pentru cine citește, pentru cine ascultă. Asul de spate, da? Șase de băte în prezent pentru Fecioare. Șase de băte. Asta e extra, justiția. A zis, unii veți avea o victorie în justiție. Cu șase de băte e victorie, da? În justiție. Ori, persoana despre care am vorbit are o viață echilibrată. Și vine ca și darmă în viața voastră. Vine să vă echilibreze. Ia uite, într-un mod neașteptat. Ia uite, cu valetul de cupe. Exprimă adevăruri, exprimă emoții. Are autoritate regele de cupe. Eventual puteți să începe să... Ia uite, independentă, domne. Eventual începe să vă găsiți și voi independența, pasiunea. Justiția, așa se depute. Dar clar, dacă aveți niște chestiuni legale de rezolvat în legătură cu cum ați făcut banii, nu știu, vor fi niște victorii pentru unii dintre voi. Cinci de bâte. Să mai clarific justiția aceea? Sunt multe. Am văzut puterea, trebuie să vă luptați, trebuie să vă luptați. 5 de bute. 5 de bute. Poate acest personaj vă cheamă la un contract, justiția, poate să fie un contract. Deși,
Vorbim de 0 de 5 de bute, te rog frumos. Uah, ia uite, 9. 9 de monede, chestiune de independență. Pentru unii, dacă vreți acest personaj independent, trebuie să vă luptați. Dacă vreți să fiți independenți, trebuie să vă luptați. Iar vine, tot ce ține de monede în prezent, vin ca și blocaj, pentru că trebuie să vă concentrați eventual pe alte aspecte care țin de mental, de decizii și de echilibru, cuvântare iar, cuvântare și echilibru emoțional. Asta este subiectul central. Ca să aveți victorii, trebuie să fiți în echilibru emoțional, regele de cupe și asul de spade pe care l-am văzut chiar de la început și doi de spade, alegeri. Vreți victorie? Fiți corecți, fiți în echilibru, rostiți în echilibru. Eu te vorbeam de regele de cupe, iar apare aici. Unii dintre voi se simt atrași de un personaj care are o forță, să zic. E corect, corectă. E independent, independentă și inspiră și pe alții. Dar mai dăm o carte. O nouă. În timp ce vorbesc, un nou capitol. E deasupra lumii. E altfel decât lumea acest personaj. Eventual vă inspiră și pe voi să fiți la fel, da? Să vă luptați cu voi și să vă transformați. Justiția, dăm o carte pe justiție. Mai dăm o carte pe justiție și 6 de bute. Justiția și 6 de bute. Foarte interesantă etalarea. La fecioară 6 de bute și justiția. Ah, sunt multe. Una. Clarificăm justiția pe 6 de bute. Iar drumuri. Asta era. 5 de cupe. Și regele de cupe. Și diavolul. Știți cum simt eu? Pe de-o parte, că cineva s-a îndrăgostit rău de tot. Cu diavolul și cu regele de cupe. Cineva s-a îndrăgostit rău de tot. Acum, altceva mai simt. Că acest personaj, și de aici îl simt, de aici îl simt din trecut. Cărțile acelea pozitive, dați în urmă dacă vreți să ascultați. Acest personaj, care vă arată cum puteți să vă câștigați victorile și să atrageți atenția printr-o energie specială, să ieșiți în evidență, că 3 de monede iese în evidență, dar degeaba. Dacă e într-un colectiv, trebuie să fie pe scenă, pe scena a vieții, da? Acest personaj vă separă. Cu justiția separă. Prin energia sa, prin tot ceea ce cuvântează în dreptate și în echilibru, vă separă de o perioadă de decepții, de suferință, de doliu, de regrete. Aș spune o perioadă, că am văzut și 10 de spade și moartea, eventual vă echilibrează viața după un doliu, după un doliu, după o suferință. Și, draga mea, eu, doamnă, nu mă refer la balanța la care vă gândiți dumneavoastră. Nu. Alți oameni vă vor aduce acea liniște. Nu balanța aceea despre care la care vă tot gândiți de mai mult timp, știți despre cine vorbesc, doamna Andy. În fine, oricum, trecem peste acest mesaj. Eu așa simt, pentru că este totuși o dragoste, o dragoste intoxicantă, happiness, regele de cup. Regina de bute în viitor. Regina de bute în viitor. Clarificăm regina de bute în viitor. Ia uite. 7 de bute. O femeie și un bărbat. Un bărbat care luptă pentru o femeie. Care încearcă să o protejeze. Dar e o diferență destul de mare. Însă, probabil, doamnelor, probabil că e un domn care se luptă și aici, da?
se luptă pentru voi, doamnelor, dacă sunteți independente, dacă sunteți puternice. Știu și multe fecioare foarte puternice, doamne. Dacă luminați, dacă radiați. Acum, trecând peste chestia asta, bărbat, femeie, protejați-vă ca și mesaj în viitor. Protejați-vă focul creator. Cineva vă dă niște mesaje. Învățați din ele. Protejați-vă focul creator. Protejați-vă 6-7 vine după 6. Protejați-vă victoriile ca să puteți să mai aveți. Da? Înconjurați-vă de lumină, nu de oameni care țes și ei, dar nu vibrează. Sau poate lumina voastră va lumina alte grupuri. Protejați această forță. E o forță. Că sunteți voi în viitor, că e cineva, voi știți. Dar cine e aici în postura de a lumina, cum e asul de bâte și soarele, va avea o protecție. Eventual, oricine ați fi, bărbați, femei, învățați să puneți granițe personale în jurul vostru, repet, ca să vă păstrați puterea creatoare, energia și autonomia, autoritatea, aș spune, pentru că regina și regele sunt autonomi, sunt autoritari. Ei dau ordine. Da. Depășiți sentimentul de abandon, de probleme, veți depăși. Asul de monede. Pentru fecioare. Asul de monede pentru fecioare. Ups. Da, sentimentul ăsta de abandon. Am mai vorbit? Nu știu. Problemele de sănătate în cuplu vor fi depășite în momentul în care inițiați. Am văzut asul de bâte, da? Asul de spade, ambele vorbesc de inițiere, de implicare activă. Inițiați acest nou început. Eventual, da, 5 și cu 1, 6, am vorbit de reciprocitate. Da, e un nou capitol. Un nou capitol în care vă găsiți echilibru emoțional. Vă vindecați. Doi oameni puternici care se susțin. Dacă separat, ați fost în frig, în ceață și unul și altul, împreună sunteți puternici. Acum, asul de monede, dacă ați avut probleme financiare sau cine a, poate a avut altcineva probleme financiare și îi ajutați voi. Posibil și asta. Da? Vedeți. Dar apare aici un ajutor. Ori al vostru față de cineva, ori al cuiva față de voi, dacă știți că aveți probleme. Mai dăm o carte. 5 de monede. 6 de monede. Pe asul de monede. 5 de monede. Mai dăm o carte. 3 de cupe. Da, bucurie. Bucurie. Dacă la un moment dat ați avut probleme, însingurări, suferință în cuplu, cu acest nou început, proiect sau nouă relație, vă veți bucura. Vă veți bucura. Asul de monede aduce și bucurie și stabilitate financiară și, știu, întâlnirea cu sufletul pereche pentru unii. Da, iau-te, o nouă dragoste. Dar pentru dragostea asta trebuie să faceți niște drumuri, pentru dragostea asta, sau mai bine zis, drumul, călătoria voastră, călătoria vieții voastre. Și trebuie să vă luptați. Pentru că sunt geloși, mulți oameni geloși pe această dragoste. Sau pe capacitatea voastră de vindecare. Marea preoteasă, te rog frumos, pentru fecioare. Feciori și fecioare. Et, extraordinar, iau-te. Țineți în secret, mă, e a doua oară când apare, ba, a treia oară, da, asul de monede. Țineți în secret. Pești, trac, scorpion, taur, fecioară, capricorn. Dar,
Știi, poate că e un semn de foc care se bagă între voi tot timpul. Poate sunt alți oameni geloși. Geloși din partea voastră, geloși din partea, eu știu cui. Dacă e o relație, poate să fie și din partea lor geloși. Oameni geloși. Foarte geloși. Așadar, din cauza geloziei trebuie să țineți în secret acest proiect, acest dar de bani, eventual această nouă relație, pentru că trebuie protejată. Am zis, trebuie protejată. Cineva vrea să se vindece de o atitudine secretoasă în legătură cu felul în care a făcut banii, de niște minciuni. Șușanele, îmi place mie să zic, referitor la colaborările despre care am dat. Niște colaborări mincinoase. Cineva care vine, pleacă, ia, fură, minte pentru bani. Da? Iar secrete în legătură cu felul în care face banii. Își construiește. Cineva trebuie să se vindece de acest fel de a fi. Sau de oameni care v-au mințit sau care nu v-au spus cum fac bani apropo de colaborări. Poate să fie la locul de muncă, înțelegeți? Să fiți într-un grup și ceilalți să nu spună de fapt de unde au avut bani de investiții. Știți? Sunt și situații de astea. Clarificăm valetul de spade. Am zis informați-vă, nu? Ca să vi se aprindă beculețele, să găsiți idei, soluții. Ia, uite, regina de cupe. Probabil cineva urmărește un personaj care are capacitatea de vindecare. Regina de cupe este cea care vindecă. Dintre toate reginele, ea este cea mai empatică, cel mai bun psiholog, cel mai sentimental, senzual, eu știu, personaj. Probabil că e urmărit. De-aia sunt conflicte. De-aia relația trebuie să fie în secret. Eventual, ar mai fi ceva. Documentați-vă în legătură cu ați putea să vă vindecați de eu știu ce sau comunicați sau cine. E o comunicare. Aha, poate ea comunică. Valetul de spade și regina de cupe. Un personaj empatic, sensibil, care comunică. Da, care? Ia uite. Care atrage atenția. Pentru că comunică adevărul într-un fel emoțional. Și aici aer, apă, aer, apă. Poate pentru unii dintre voi, da. Nu știu cine acest personaj în viața voastră. Nu știu. Dar trecând peste prezența acestui personaj, aș spune că dacă vreți să vă vindecați, dacă vreți să urmați calea sufletului și a inimii, trebuie să vă documentați unii dintre voi. Iar e o diferență. Da. Valet și regina. În fine. Eu zic că am vorbit destul. Mi se pare foarte interesant și la fecioară. La gemeni și la lei a fost mai grea etalarea, dar la fecioară arată fain. Și... Ia, înainte totuși, mai dăm o carte, că văd că nu a tunat, nu a fulgerat. Mai dăm o carte pe 5 de cupe în prezent. Poate o balanță să regrete. A, interesant cum vine mesajul. Poate o balanță regretă. Că voi vă găsiți victoria. Interesant. Vă vede strălucind și regretă. Interesant. 5 de cupe. Mai dăm o carte pe 5 de cupe. Ia, roata norocului. Se schimbă energia. Dar cum am zis mai devreme, măi?
Deci, până la urmă se confirmă. Da? Întâlnirea cu personajul acesta din trecut. Altfel decât restul lumii, da? Așa, așa văd eu, pentru că sunt alte culori. E altă vibrație. Care are lumina, care are cunoașterea, care are și bucuria de a trăi și pasiunea de a crea. Acest personaj, în cazul în care nu sunteți voi, pentru cei care nu sunteți, vă aduce justiție, vă schimbă viața și, repet, vă separă, pentru că justiția separă, vă separă de o viață în doliu, în suferință, în regrete sau de un mediu, eu, de gen tarantula. Da? E o întâlnire predestinată. Poate în viața lor o balanță suferă, nu știu, sau în viața voastră. Din cauza că în viața voastră se face dreptate, se schimbă energia. Da? Posibil ei să sufere. Pentru că voi mergeți înspre victorile voastre. Înspre independență, înspre lumină, înspre un nou proiect, o nouă relație, poate. Dar, repet, pentru că sunt mulți invidioși, e bine o perioadă să țineți în secret această relație. Ia uite, 4 de bâte. Această întâlnire de destin vă va, aș spune, musai căsătorie, nu obligatoriu pentru unii, dar vă va crea un echilibru total diferit de ce credeați că poate fi echilibru, să zic. Da? Hai să vedem. Am vorbit mult iar. Mesaje de la înger pentru fecioare. Am rămas cu asta. Fii de ajutor. Probabil că trebuie să fiți de ajutor, apropo de ce am zis aici. Vreți să ajutați pe cineva din preajma voastră, un prieten, o prietenă. Și dacă oferiți ajutor, vă veți bucura de ce ați realizat. Cum am zis mai devreme, și ce mai rău astea? Ah, miracole și binecuvântări. Vai, deci nu vine să cred. Miracole și binecuvântări, măi, uite exact aici, exact aici. Dragostea asta pe care unii nici n-au sperat. O dragoste adevărată se întâmplă în viața voastră. Deci până la urmă am citit bine. Acum rămâne în cât timp, de văzut în cât timp se manifestă o dragoste. Wow. Măi, 13, care vă transformă viața. Miracole și binecuvântări. Din acest motiv e bine să credeți și să vindecați umbrele, diavolul, adicțiile, toxicitățile din voi. Știm ceilalți, că toți avem, da? Toți avem. Mai ce frumos! Ce mișto de voi! Mai ceva, la care am mai fost? Nu mai știu la care am mai fost. O etalare foarte frumoasă. Pui, ce frumos! 33. Această dragoste este unică în lume. În lume, în viață, pardon. Wow, ce frumos, măi. Și exprimați-vă dragostea prin cadouri, apropo de, da? De acest as de monede. Poate e un cadou, poate voi dați cadou cuiva, poate cineva vă dă un cadou și vă... Vedeți, foarte frumos. Și a început cu fericire și se termină cu dragostea adevărată. Măi, măi, măi. Vă pup, vă doresc dragoste, pace, creștere spirituală. Ceau, ceau.